4 plus sumă de la care e egal cu 1 până la n din 3k plus sumă de la care e egal cu 1 până la n din 1. Trebuie să facem așa cum a scoat un factor comun și egal cu 3 sumă de la care e egal cu 1 până la n din k pătrat plus 3 sumă de la care e egal cu 1 până la n din k sumă de plus 1 plus 1 adunat din n plus n. Sumă dintr-o sumă înseamnă sumă din fiecare. Și constanta va ieși în față. Și constanta este factor ca și cum a stat de factor comun, da? În fața sumă. Așadar, egal mai departe, cu cine pot să spun că este egal aici? Este egal cu 3. 3. Asta cine este? 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat. Este exact cea pe care o calcul, vreau să o calculez eu. 1 pătrat plus 2 pătrat plus 3 pătrat. Nu știu răspuns. Este 2. Deci 3 este 2. Plus 3. Asta cine este? Sumă dacă ai egal cu 1 plus 2 plus 3 plus 1. 3 este 1. Și plus 1. Și e egal mai departe cu. 3 este 2. Plus 3 ori. Dar e 1 îl știu. E 1 nu cumva n-am calculat. E încă e plus 1 pe 2. N, pe lângă N plus 1, totul pe 2. Și plus N. Plus N. Iată ce relație am înclipat de față. Membrul stâng M1, care este N pe lângă N pătrat plus 3 plus 2, e egal cu membrul drept. Să scriem și noi. Ce să scriem? Membrul 1, care este cât? N pe lângă N pătrat plus 3N plus 3 este egal cu 3 S2 plus 3 N pe lângă N plus 1 supra 2 și plus N. Sigur că pe mine mă interesează 3 S2. S2 trebuie să-l aflu. Și zic 3 S2 egal cu toate chestia asta minus partea asta. Și o să spun rezultă. 3 S2 este egal cu cine? 3 S2 este egal cu N pe lângă N pătrat plus 3 N N pe lângă N pătrat plus 3 N plus 3 minus 3 N pe lângă N plus 1 pe 2 și minus N. Acum același numitor, numitorul comun este cât aici? 2. Deci plus N. De ce plus N? Păi noi am dus după asta în partea cealaltă. Dacă am dus cu semn schimbat și pe noi ăsta tot așa, în partea cealaltă. Da. Și am citit 3 S2 egal cu din partea asta. Deci este bine minus N. Da. Și atunci va fi egal cu 2 N pe lângă N pătrat plus 3 N plus 3 minus 3 N pe lângă N plus 1 și minus 2 N. Am adus la acea ajutor aici. Totul supra 2. Da, totul supra 2. Și am să scriu dacă 3 e 2 egal cu asta, apoi nu mai e 2, 4 la 3 și vine supra 6 aici. Și am să scriu că S2 este egal cu numitorul comun va fi 6. Observați că peste tot poți face un N factor. Vine N pe lângă. N pe lângă. 2N. 2N pătrat. Sunteți atenți să nu greșim, da? 2N pătrat plus 6N plus cât? 6 minus 3 care se mulțește cu N plus 1. Minus 3N minus 3 minus 3N minus 3 minus 2. Am fost pe N factor. Uitați, N este aici. Și este egal mai departe cum? Numitorul 6 N pe lângă 2 N pătrat 6 N plus 3 N, da? Plus 3 N și 6 minus 3 minus 2 6 plus 1 care
ne poate fi scris egal la parte cu n, pe lângă n plus 1, pe lângă 2 n plus 1. N plus 1 pe lângă 2 n plus 1. Așa, totul supra 6. Să vă convinc că este bine aici. Uitați dacă mulțesc. Nu era în față. N ori 2 n face 2 n pătrat. N ori 1 n, 2 n ori 1, 2 n, plus 3 n. Este. 1 ori 1, 1. Este corect. Iată că am găsit și S2. Am găsit S2, tare mult mi-am dorit să găsesc S2-ul și pot să spun că S2, da? S2, a doua formulă S2, care este sumă de la K egal cu 1 până la N din K pătrat și care ar însemna 1 pătrat plus 2 pătrat, da? Plus 3 pătrat plus mai departe, plus N pătrat, are ca și rezultat N pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, totul supra 6. N pe lângă N plus 1, pe lângă 2N plus 1, totul supra 6. Aș vrea să vedem, încă o dată, cum am procedat pentru calculul acestor două sume. Pentru suma tuturor numerelor, 1 plus 2 plus N, pentru suma pătratelor, am procedat așa. Pentru suma simplă, am plecat de la K plus 1 la pătrat. Am dus aici binomă, s-a aranjat o diferență, da? Pentru cealaltă sumă, doar și ne-am plecat. De la K plus 1, totul la a treia. Și am dus pe K pătrat în stânga, am sumat stânga în dreapta și am dat este S2. Pentru S3, de la ce credeți că voi pleca? Deci îmi propun acum să calculez și pe S. Așa. Deci îmi propun să calculez și asta cred că ați vrea să scatem în vouă. Deci ne propune să calculăm ce anume? S3. Deci ne propune să calculăm S3 și vorba de S3 care înseamnă, haideți să scriem pe aici undeva, S3, aș dori să vedeți, este sumă de la K egal cu 1 până la N, din K la a treia, care s-a scris desfășurat 1 la a treia, plus 2 la a treia, plus 3 la a treia, plus mai departe, plus N la a treia, și pentru a o găsi, și asta e rămâne tema voastră, nu știu dacă eu acum mi-aduc bine aminte, e posibil ca memoria să mă înșele, și atunci eu vă spun că parcă ar fi așa, dar nu știu bine, n pe lângă n plus 1, vă rog să verificăm, o să încercăm să verificăm, pe 2, totul la pătrat. Parcă așa ar fi. N pe lângă n plus 1, pe 2, totul la pătrat. Dar vedeți, n-am demonstrat. E posibil ca memoria să mă înșele. Și să pun aici un rezultat aiurea. Celelalte, că prima este N pe lângă N plus 1 pe 2. Cealaltă este N pe lângă N plus 1 pe 2, N plus 1 pe 6. Sunt sigur de astea, pentru că am muncit și am ieșit de rezultatul ăsta. Iată că pentru asta citesc de memorie cu riscul de a greși, riscul de există destul de mare. Și acum, fiindcă noi avem o metodă la dispoziție și aici, aici eu am riscat dându-vă acest rezultat, voi plecați acasă, cum să spun, frământați de gândul că voi fi dator bine, voi fi dator, cine știe. Și cum avem la dispoziție o metodă interesantă, metoda inducției matematice, haideți să vedem dacă aceasta este corectă sau nu. Deci cu toții suntem curioși dacă acesta este răspunsul sau nu. Cum vă spuneam și altă dată, de fapt aici avem un predicat. Nu? Care este predicatul? 1 la a treia cu 2 la a treia, hai să mărcăm predicatul P de N, P de N care sună? 1 la a treia plus 2 la a treia plus mai departe plus N la a treia, ar fi egal cu N pentru N plus 1, P2, totul la pătrat. Spun un predicat pentru că e vorba de un enunț care depinde de o variabilă. Prin
Din ceea ce știu, predicatul poate fi transformat în propoziții prin particularizare sau folosind un cuantificator. Noi am dorit să transformăm acest predicat într-o propoziție universal valabilă. Adică asta să fie adevărată oricare ar fi în natural. Deci asta ar putea să fie adevărată oricare ar fi în natural. În clipa în care el din este. Aici la puterea a doua. Sigur, sigur. Da, la puterea a doua. Dacă folosesc cuantificatorul care ar fi el natural, atunci el din stea, atunci predicatul ăsta devine o propoziție, da? Devine propoziție. Și încerc să constat dacă e bine sau e fals, folosind principiul deducției matematice, și anume, prima etapă care înseamnă ce? Verificare. Verificare. Și atunci să încercăm prin verificare, poftim la tablă, tu te rog. Hai să încercăm să vedem dacă am făcut un lucru corect. Așa. Deci, verificare. Pentru n egal cu 1, avem. Vorbește-te, da? Da. P de 1. P de 1. Devine. Două puncte. Da? P de 1 devine. Ce devine? Propoziția aceasta. 1 la 3 e clar. De ce? De ce mai continui cu 2 la 3 la 3? Dacă e egal cu 1. Dacă e egal cu 1, deci iată că ultimul și primul. Da. 1 la 3 egal cu 1 pe lângă. 1 plus 1. Supra 2. Supra 2. Da, trebuia la a doua aici, da? Așa. Echivalent. Echivalent. 1 egal. Hai să primim atenți, lucrăm mai în viteză. 1 egal cu 1. Da. Echivalent. Echivalent. 1 egal cu 1. Deci vă spune că P de 1 este adevărat. Este o propoziție adevărat. Pentru N egal cu 2. Ia să vedem. Rezultă P de 2. Care cine este? 1 la a treia plus. 2 la a treia. Da. Este egal cu 1 pe lângă. Păi nu 1 până la egal cu P de 2. 2 pe lângă. 2 plus 1. Supra 2, totul la pătrat. Și asta înseamnă? 2 la 3 este 2, totul la pătrat. Așa, echivalent. 1 la a 3-a 1 și cu 2 la a 3-a, cât face 1 la a 3-a 1 și cu 2 la a 3-a, 2 la a 3-a 8 și cu 1, 9. 9 egal cu? 2 cu 2 se simplifică. 3 la 2, 9. 9. 9 egal cu 9. Deci și pentru n egal cu 2 este bine. Să vedem mai departe. Pentru n egal cu cine? Acum acolo, tot acolo. Te rog, cu 3. Cu 3. N egal cu 3. Din tot pe de 3. De bine. Egal cu 1 la 3. Cu 2 la 3. Cu 3 la 3. Egal. Echivalent cu. Egal. Cu cine? 3 pe lângă 3 plus 1. 3 pe lângă 3 plus 1 pe 2, totul la? Pătrat. La pătrat. Echivalent cu 1 la 3, plus 2 la 3, plus 3 la 3. Așa. Este egal cu... Primii 2 făceau 9. 9 și cu 2, 7. 3 și 6. 3 și 6 este egal cu... 3 și 6. Da? Așa bine, 3 și 6 este egal cu... 3 în 4. 3 în 6. 3 în 4. Se simplifică acolo. 2 cu 4. Da, și rămâne un 2, ori 3 în 6. La asta, da? 3 în 6. Deci? 3 în 6 egal cu 3 în 6. Asta înseamnă că și P de cât? P de 3 este adevărat. Deci și P de 3 este adevărat. Hai să mai facem încă o etapă. E egal acolo cu 4. Tot acolo. Nu mai este spațiu. Scrie de desult. Pentru n egal cu 4 avem. Rezultă P de 4. Propoziția P de 4 care sună? 1 la... 1 la 3, plus 2 la 3, plus 3 la 3, da. Plus 4 la 3. Este egal cu 4 pe lângă 4 plus 1. Și 4, 2 totul la pătrat. Și este echivalent cu
1 la 3 plus 2 la 3 plus 3 la 3 este egal cu 36. Așa, stăm după acolo 36 și cu, și cu 4 la 3 care este 64. 4 la 3, 64. 4, 4, 16, 4. 64 și cu 3, 600. 100 egal cu? 4 ori 5 ori 5. Da, 4 ori 5 pe 2 totul la pătrat. Simplifică 10 la pătrat egal cu 100. 100 egal 100. Deci P de cât? P de 4. P de 4 este adevărat. Să trecem la etapa a doua. Da, aici, să trecem etapa a doua. Demonstrație. Demonstrație. Ce demonstrăm de fapt? Demonstrație vom arăta că P de K, P de K implică P de K plus 1. Da? Asta arătăm. P de K implică P de K plus 1. Ei, pentru asta ne privim P de K și P de K plus 1, da? Și presupunem că în vei în care l-am făcut pe P de K. Presupunem P de K adevărat. P de K adevărat. Adică, ce este adevărat? E adevărat că 1 pătrat, 1 la 3-a, să scrie, 1 la 3-a plus 2 la 3-a plus 3 la 3-a plus și mai departe, plus puncte, puncte, plus n la 3-a, ar fi egal cu cine? Egal cu, loc de K punem n, vine K, nu, K plus n. Bine, plus n la 3-a, P de K. P de n, acolo K la 3-a, sigur că K la 3 egal cu K pe lângă? K plus 1 la 2. Așa. Vă rog să fiți atenți. Cum am făcut P de 3? Am înlocuit pe N cu cine am înlocuit? Pe N cu 3. Cum am făcut P de 4? Pe N cu 4. Ce înseamnă P de K? Am înlocuit pe N cu K. În loc de N vom pune K. Deci asta este adevărat, da? Da. E adevărat. Ne întrebăm, P de K plus 1 fi adevărat? Scriem, P de K plus 1 semn de întrebare o fi adevărat? Deci o fi adevărat P de K plus 1? Dar ce este? P de K plus 1 înseamnă că în loc de K vom pune K plus 1. Deci P de K plus 1 devine? 1 la 3 și 1 la 3. 2 puncte. 1 la 3-a. Plus 2 la 3-a. Plus 3 la 3-a. Plus puncte, puncte sau mai departe. Mai în dreapta, da, și da. Să lași mai multe puncte, puncte. Da. Mai mult spațiu. Plus puncte, puncte, mai mult, mai mult, mai mult. Plus K plus 1 totul la 3-a este egal cu K plus 1 K plus 1 pe lângă K plus 2 totul supra 2 la pătrat. K plus 1, K plus 2, tot la pătrat. Ei, dar uitați, în fața lui 3 ce se află? 2. În fața lui K plus 1 ce se află? Deci K la 3 se află. K la 3. K la 3. Despre PDK am spus că am verificat-o. Că este adevărat. Adică ce știm? Că 1 la 3 plus 2 la 3 plus 3 la 3 plus K la 3 este deja cunoscută până aici. Subliniază-o și spune că aceea este de-a dat cunoscută și cine este? Capul. Este cea de sus, ca pe K plus 1 pe 2. Așa. Atunci P de K plus 1 ce devine? După mai destecat. P de K plus 1, două puncte. Devine. K pe lângă K plus 1 pe 2. Plus la pătrat, da, foarte bine, la pătrat. Plus K plus 1 totul la a treia este egal cu K plus 1 pe lângă K plus 2 pe 2 totul la pătrat. Încă o dată. Atenție! Deci, noi presupunem că cu această verificare 1, 2, 3, 4 am ajuns până la etapa K. În un pas. Și știm sigur că asta este corect. Deci presupunem că am ajuns pe la pasul K, deci dacă am verificat în amănunt, e clar că asta e corect. Și ne întrebăm dacă pasul următor este bun. Pasul următor devine, iată cum și vedeți. Însă, deopată în pasul P de K plus 1 s-a fi P de K.
Așadar, îmi permit aici, în toată bucata asta, să pun pe cine cade, în capul să nu pe doi la pătrat. Și acum haideți să lucrăm, amplificăm aici cu 2, echivalent, egalitatea asta este echivalentă cu, să vedem, vorbește K pentru K plus 1 pe 2 totul la pătrat, plus, ia să vedem, e bine să zic am la K cu 2? Păi eu zic mai bine să ridicăm la pătrat întâi. Cum se ridică la pătrat? Se ridică mărătorul la pătrat și unitorul la pătrat. Deci vine K în K plus 1 la pătrat. Așa, pe 4. Iată că greșeam? Da? Ai văzut? Deci corect să amplificăm cu 4. Și acum mai pui pe 4 dacă amplifici. Deci plus 4 pe lângă K plus 1 totul la 3 este egal cu aici 2 pe lângă. De ce 2? Păi dacă e egal la pătrat, 4 va fi. Deci nu mai e, nu am plis cu nimic. K plus 1 pe lângă K plus 2, totul la pătrat. Cum ridicăm un plus la o putere? Fiecare din termeni este egal, așa, putere, bine. Fără pe care din la putere este pe K pătrat, pe lângă K plus 1 la pătrat, plus 4 pe lângă. Așa, egal cu K plus 1 la pătrat. Când e K plus 2, la pătrat. Așa asta ar fi egalitate. Ne uităm peste tot, se află K plus 1. Aici am putea să facem factor comun pe K plus 1 la pătrat. Și vine K plus 1 la pătrat pe lângă. Așa. Plus 4 plus 4 pe lângă K plus 1 închide paranteză dreaptă. Așa. Egal cu K plus 1 la pătrat. Echivalent cu? Lăsăm K plus 1 la pătrat pe lângă. Dacă ridicăm la desfacem paranteză, vine K pătrat plus 4, K plus 4. Ce este aici? Un binom. E K plus 2 totul la a doua. Pentru că K plus 2 totul la a doua egal cu K plus 1 la pătrat. Este asta o identitate? Este. Este identic, da? Deci este adevărat. Ce mai? Noi aveam dubii asupra P de K plus 1. În clipa asta ce poți să spui despre P de K plus 1? Este adevărat. Deci spunem, am dovedit că P de K plus 1 este adevărat. P de K plus 1 este adevărat. Dar în demonstrația lui P de K plus 1, de cine ne-am folosit? De P de K. Deci, de adevărat demonstrația înseamnă P de K. P de K implică P de K plus 1. P de K implică P de K plus 1. Deci, totdeauna pasul de urmă sprijină pasul următor, da? Și tot timpul așa se întâmplă. Cum noi am arătat că 4 e bun, înseamnă după demonstrația făcută că și 5 e bun. 5 fiind bun, 6 bun, 6 fiind bun, 7 bun, 7 fiind bun, 8 bun. În concluzie, putem spune că rezultă P de N adevărat, oricare ar fi N natural. Deci P de N adevărat, oricare ar fi N natural. Din N stea. Abia acum avem toată convingerea că formula pe care am dat-o este corectă. Abia acum spunem că 1 la 3 nu ca pe dubii. 1 la 3 plus 2 la 3 plus 3 la 3 plus puncte puncte plus N la 3 este egal cu cine? Cu N pentru că N plus 1 pe 2 totul la pătrat. Asta este corect acum. Nu mai am dubii. Nu mai spun că am citit din memorie și că a fi existat riscul să... Iată, riscul n-a existat, memoria nu m-a înșelat de data asta, este corectă formula, N pentru N plus 1 pe 2. Este tot la adevărat, oricare ar fi N natural. Deci, indiferent ce N vei spune acolo, că spuneți pe N 100, că puneți pe N 5, că spuneți 7, indiferent ce N vei spune, totdeauna este adevărată relația așa. Ea putea să fie obținută de voi, plecând de la K plus 1 la a 4, lucru pe care nu ce să-l faceți acasă ca temă,
Deci temul, vă rog să vă notați. De demonstrat formula 1 la 3 plus 2 la 3 plus 1 la 3 egalitatea asta, plecând de la capul 1 totul la 4. Și dacă nu știți cu cine este egal capul 1 totul la 4, capul 1 totul la 4, puteți să mergeți de la capul 1 la 2 ori capul 1 la 2. Și la 2 știți să ridicați, sau capul 1 la 3 ori capul 1, și cred că sunt formula corectă. Vă ajut și eu, vă spun, este K la a patra, plus 4 K la a treia, 6 K pătrat, plus 4 K, plus 1, aia mai veți ajunge. Se duce K la a patra în stânga, și apare acolo K plus 1 la a patra minus K la a patra, sumăm, dăm drumul exact ca și data trecută, și lucrurile merg cât se poate de corecte. Iisus vă va conduce lucrând spre finalul acesta, că suma cuburilor este egal cu n pe n plus 1 pe 2, totul la pătrat. Deci nu am greșit. Nu am greșit absolut deloc. Mulțumesc pentru prima loc. Eu mai insist un pic la principiul acesta a inducții. Vă rog să vă fie foarte clar că din clipa asta vă aflați în posesia un instrument foarte puternic, foarte valoros, instrument matematic care vă permite să verificați dacă o afirmație este corectă sau nu. În ce constă principiul inducției? Principiul inducției constă în aceea că mai întâi încercăm să particularizăm acolo, deci parcurs din prima etapă care este verificarea. Particularizăm pentru că s-ar putea ca de la bun început să fie fals. Și noi dorim ca în niște situații particulare să constatăm dacă afirmația, propozițiile care le obținem sunt sau nu adevărate. Dacă una din ele la un moment dat, prin particularizare, este falsă, spunem foarte clar, nu avem treabă, nu putem discuta. Dacă însă am trecut de etapa de verificare, deci toate propozițiile pe care le-am obținut sunt propoziții adevărate, atunci trecem la etapa a doua, demonstrația. Miezul problemei fiind asta. Să putem dovedi că pasul următor este bun sprijinindu-ne de pasul K. Deci vom arăta că pasul K plus 1 este bun, știind că P de K este bun. Și presupunem că am verificat până la pasul K, deci relația o avem corectă, e adevărată, și vrem să arătăm că și pasul următor e bun. Dar cine este pasul următor? Să obținem din cel de aici, care o plim pe K cu K plus 1. Sau din celălaltul, în loc de el, punem capul sub. Ei, după ce l-am văzut, se sesăm ușor că, încorporat în egalitatea asta, se află P de K, despre care am spus că este adevărat. Deci știu sigur că bucata asta până la K la 3 o pot înlocui. Și atunci P de K plus 1 devine relația asta. Și iau omul, lucrez până când constat că este o identitate. Fiind adevărată, deci P de K plus 1 fiind adevărată, pot face afirmația că pasul următor e bun. Dar ce am dovedit de fapt? Am dovedit că P de K implică P de K plus 1, pentru că în demonstrația lui P de K plus 1 ne-am folosit de P de K. Deci cu asta arăta că P de K implică P de K plus 1. Lucru foarte exact și care îmi permite să spun că totdeauna relația este adevărată, indiferent de el natural. Indiferent de el natural. Păi era punctul la N din 1 supra 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3, apoi sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1, apoi sumă de la K egal cu 1 până la N din, să spunem, 1 supra K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2. Deci ne propune să calculăm aceste sume, după care să găsim, să dovedim prin inducție că am făcut un lucru bun. Deci folosind metoda pe care am pus-o la punct acum, metoda inducției matematice, folosind acest instrument, să dovedim că rezultatele pe care le vom găsi sunt corecte. Ei, haideți să vedem cum calculăm prima sumă.
Sumedaca era acolo pe... Locuiește ca locuiește ca... Și dăm o cavală repar. Ia să vedem ce este. Suma de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă K plus 1, vă impropuneți să desfășoară suma, da? Adică ar fi 1 supra, când K este 1, 1 ori 1, 2. Plus, când K devine 2, 1, 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Când K devine 3, 1 supra 3 ori 4. Plus și mai departe, plus puncte, puncte, 1 supra N pe lângă N plus 1. Dar calculul efectiv acum pot să-l fac. Voi mi-ați propus să desfășori suma, lucru pe care l-am și făcut. Dar nu pot calcula ideal din ce am făcut înainte. Ideal este să pot aranja termenul de subsumă ca o diferență de doi termeni. Pentru că dacă aici am să am o diferență, când desfășor suma, s-o reduce pe câte doi. Deci, visez. Ce bine ar fi. Ce bine ar fi dacă aș reuși să scriu termenul de subsumă ca o diferență de doi termeni. Adică să le iau deoparte. 1 supra K pe lângă K plus 1. Visez la o aranjare cooperabilă. Încât să am doi termeni. Da, doi termeni. Să fie chiar diferență, îmi place. 1 supra K. Deci tu propui o fracție, să fie o fracție cu numitorul K. Minus. Și o altă fracție cu numitorul? 1 supra K plus 1. Să văd dacă ai avut dreptate. Deja ai, cum am zis, să mă convinc. Am de fie aici cu K plus 1 și te face cu K. Da? Și cât va fi dacă fac calculul? Vine K plus 1 minus K. K plus 1 minus K. Și totul supra K pe lângă K plus 1. Să reduc K și K. Și face 1 supra K pe lângă K plus 1. Extraordinar! Am reușit! Deci este corect. În loc de 1 supra K pe lângă K plus 1, am să scriu această formă, da? De data asta. 1 pe K minus 1 pe K plus 1. Și să văd ce devine. Poftim la tabel. Tu? Haideți de. Deci, acum ne apucăm de lucru și spunem că sumă de la K egal cu 1 până la N, sumă de la K egal cu 1 până la N, din ce a fost, din 1 supra K pe lângă K plus 1, 1 supra K pe lângă K plus 1, este egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N, așa, sumă de la K egal cu 1 până la N, din exprimarea 1 pe K minus 1 pe K plus 1. 1 pe K minus 1 supra K plus 1. Punem în paranteză. Cu suma asta face din toată expresia aceea. Și e calcul. Acum o desfășurăm. Când K este 1, bine, 1 pe 1 minus 1 pe 2. Egal cu 1 pe 1 minus 1 pe 2. Asta pentru K egal cu 1. Plus. K devine 2. 1 pe 2. Minus 1 pe 3. 1 pe 3. Pentru K egal cu 2. Plus încă un termen. 1 pe 3. 1 pe 4. Așa. Când ai egal cu 3. Plus 1 pe 3. Minus 1 pe 3. Minus 1 pe 4. Plus puncte, puncte, 1 pe N. Minus 1 pe N, pentru că au devenit N. Minus 1 pe N plus 1. Da, 1 pe N minus 1 pe N plus 1. De acord. Și acum am minunea acea mare. Ia uitați. Se reduc minus 1 pe 2 cu 1 pe 2. Hai să-l trăim mai tare. Minus 1 pe 3 cu 1 pe 3. Minus 1 pe 4, ce n-a mai fi fost acolo. Rămâne asta la început cu 1 de... Rame ce-i face și o arată la sfârșit cu 1 minus. Se reduce 1 pe... 1 pe N se reduce. 1 pe N pe N. Așa. Și egal cu dedesubt cu 1. Minus. Egal cu 1. 1 pe 1. 1 pe 1 ăsta. Minus 1 pe N plus 1. Și egal mai departe, alătați ajutor, egal cu N plus 1 minus 1. Supra N plus 1 și egal cu N supra N plus 1. Iată că am găsit prima sumă. Pot să scriu aici sumă de la K egal cu 1 până la N
din 1 supra K, pe lângă K plus 1, adică aceasta, este egal acum, cu cine am găsit tot, este egal cu N supra N plus 1. Și cu asta am găsit primul răspuns. Haideți să ne ocupăm de... Haideți acum să dovedim că ceea ce am găsit este corect folosind principiul inducției matematice. Deci, noi am găsit răspunsul, dar acum vrem să verificăm și folosind acest instrument pe care l-am descoperit, inducția matematică. Care este predicatul? P de N este acesta de aici. Da? P de N. Și mai întâi, nu mai scrie. N-am scris odată, ca să nu mai pierdem timp. Începem cu prima etapă. Verificare. Da? 1. Verificare. Și încep să dăm lui N valori. Pentru N egal cu 1, ce devine predicatul? P de 1. Înseamnă, dacă unde ne punem 1, 1 supra 1 ori 2. Da? 1 supra 1 ori 2. De ce? Pentru că el încălcându-l 1, vine 1 supra 1 ori 1 plus 1, 1 ori 2. Da. Adică chiar asta de aici. Da. Egal cu 1 supra 2. E adevărat? Da. Da. Deci este adevărat, asta înseamnă P de 1, deci este adevărat. Da? P de 1 este adevărat. Propoziția asta, în situația 4, este adevărat. Pentru mine egal cu 2. Pentru mine egal cu 2. Da. Este egal cu 1 supra 2 plus 1 ori 2. 1 supra 1 ori 2. 3. Așa, 1 supra 1 ori 2 plus? Plus 1. Dacă în loc de n-ai pus 2, înseamnă 1 supra, nu, fii atent, 1 supra 2 pe lângă 3. 1 supra 2 ori 3. Acolo te oprești, dar scrii tot până acolo. Deci ce scriem? Scriem 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 este egal cu 2 supra 3. Să vedem dacă este adevărat. Numitorul comun este 6. Deci echivalent. 1 de 6. Păi nu ești pare rău. 1 pe 2. Păi dacă numitorul comun este 6, atunci am același numitor peste tot. 3. 2. Bine. 3 plus 1. Da? 3 plus 1 egal cu? 4. Este adevărat. Da? P de 1 este? P de 2. Pentru n egal cu 3, pentru n egal cu 3 avem p de 3, care înseamnă? Hai vedem, pentru că e cu elen. Nu e adevărat? Păi te oprești la cine? N-ai descoperit. Că pare rău că n-ai descoperit. Păi te oprești, dacă nu e egal cu 3, te oprești la 1 supra 3 ori 4. Scrii tot până acolo. 1 supra 3 ori 4 egal cu 3 supra 3 supra 4. Da, dar asta mai înainte am făcut-o bucata asta până aici. Cât este bucata? 4. Bucata e 2 pe 3. E asta de sus. Scriem 2 pe 3 plus... O să poate. Fiți atenți. 1 supra 12. Da. Egal cu 3 pe 4. Echivalent cu? 4. Și vine 4, 2, 8 și 1, 9 egal 9. Adică? P de 3 este adevărat. Hai să mai facem și pentru n egal cu... Hai spune, pentru n egal cu 4. Ce devine pentru n egal cu 4? Predicatul ăla devine o propoziție. Care sună? 1 supra 1 ori 2. Da. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 2 ori 4. Plus 1 supra 2 ori 4.
supra 4 ori 5. Da. Egal cu 1 cu 4 pe 5. Egal cu, te uiți aici, când mi-ai făcut 4, egal cu 4 pe 5. Da. Dar bucata asta până aici am făcut-o la pasul din 9. Dar este că nu-i 9. 3 pe 4. Unde este? 3 pe 4, da? Da, 3 pe 4. Și zicem 3 supra 4 plus... echivalent cu... P de 4 este adevărat. Haideți să mai facem și pentru n egal cu 5. Te rog să faci și pentru n egal cu 5. Pentru n egal cu 5 avem. Deci, pentru P de 5 este egal cu 1 supra 1 ori 2. Da. Plus 1 supra 2 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 4. Plus 1 supra 4 ori 5. Plus 1 supra 5 ori 6. De ce n-au oprit la 5 ori 6? Pentru dacă la noi e făcut 5, 5 ori 6, ultimul. Da. Egal cu 5 pe 6. 5 pe 6, dar... bucata asta este... deja 4 pe 5. Și avem 4 pe 5 plus... 1 pe 30, egal cu 5 pe 6. Echivalent cu... 24 plus 25, adevărat. Deci și P de 5 este o propoziție adevărată. Și P de 5 este o propoziție adevărată. Și mai putem să facem și P de egal cu 6. Și el egal cu 7, și el egal cu 8, și putem pierde tot ora. Și mai pierdem și alte ori. Așadar, presupunem că tot verificat până la ordinul K. Și trecem la etapa a doua, demonstrația. Demonstrația, când facem ce lucru? P de K, vom arăta că implică P de K plus 1. Asta le facem la demonstrație. Ei bine, acum să vedem cine este P de K. Trebuie să scrii. P de K, două puncte. Să vedem cine este P de K. Înseamnă 1 supra 1 ori 2. Hai, repede, repede. Duce-mă. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3. Da. Plus 1 supra 3 ori 4. Da. Plus puncte, puncte. Plus 1 supra. Supra n. Noi e n pe n de K. Da. Da. K pe 1. 1 supra K pe lângă K plus 1. Egal cu K supra K plus 1. Deci, așa cum am făcut, la ordinul, la pasul 4, 5, 6, 7, 8, presupunem că am tot mers, până la P, presupunem că P de K am făcut-o și este adevărată. Deci presupunem că am ajuns până la K, pasul K și deci P de K este adevărat. Adică asta este adevărat. Chestia asta este adevărat. Și ne întrebăm, P de K plus 1, o fi oare adevărată? O fi adevărată? Semn de întrebare. Dar cine este? Să o vedem. Cine este? P de K plus 1? Înseamnă 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 supra 1 supra K plus 1 K plus 1 K plus 1 plus K plus 2. Mai, mai, mai. În loc de K, pui acum K plus 1. K plus 1. Pe lângă? K plus 1 plus 1 vine K plus 2. K plus 2 e da? 1 supra K plus 1 pe lângă K plus 2 egal mai departe cu? K plus 1 supra K plus 2. K plus 1 supra K plus 2. Dar nu știm că este corect asta. Ne întrebăm dacă e adevărat. Deci asta trebuie să o dovedim. Dacă este corect. Însă, în P de K plus 1, așa cum am făcut mai înainte, când am făcut pasul 5, am sesizat că am pasul din urmă înglobat aici. Da. Încât bucata asta de aici am pus-o
Ca fiind pe de 4, de așa știu. Cât am pus în loc de ea? 4 pe 5. Așa și aici, în fața lui 1 pe K plus 1 pe lângă, se află 1 supra K pe K plus 1. Despre care am afirmat că este verificată de noi, este adevărată. Înseamnă că în loc de toată bucata asta, cât o să punem? K supra K plus 1. K supra K plus 1. Accent acolo, K supra K plus 1. Deci asta este K supra K plus 1. K plus 1 Este egal cu K plus 1. Să vedem dacă este corect, da? Echivalent cu. Poate să facem numitor, numitorul comun este K plus 1. Și echivalent. K pe lângă K plus 2. K pe lângă K plus 2. Plus 1. Egal. K plus 1 tot la 2. K plus 1 tot la 2. Echivalent cu. Hai să desfacem acolo, veni K pătrat. K plus 2K plus 2K plus 1 este egal cu K pătrat. Egal cu K plus 1 la 2. K plus 1 la 2. Lasă așa. A, cu sumă totul la pătrat. Și este adevărată chestia asta, că e chiar binom. Deci asta este adevărată. Spune, am dovedit că P de K plus 1 este adevărată. Nu mai lăsăm semnul întrebare, mai este corect. P de K plus 1, adevărat. Este adevărat. Dar cum am dovedit? Folosindu-ne de P de K. De fapt, ce am arătat noi? Că P de K. Deci am arătat că P de K sprijină P de K plus 1. Exact ceea ce trebuie făcut în depătrați, da? Am arătat că P de K, pasul din pasul K îl ajută și pe pasul următor să fie bun. 4 îl ajută pe 5, 5 îl ajută pe 6. Dar atunci P de N. Și asta înseamnă că P de N este adevărată oricare ar fi N natural. Adică relația care am făcut-o noi, și anume 1 supra 1 ori 2, să scrie. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus ceva mai departe, plus puncte, puncte, 1 supra N pe lângă N plus 1, este sigur egală cu N supra N plus 1. Egal cu N supra N plus 1. Da. Deci noi am dorit să găsim răspunsul. Cu cine este egal suma asta? Iar ca să putem calcula, ați văzut că ideal este să dea termenul de ăsta de subsumă și să-l aranjez ca o diferență de termen consecutiv. Am muncit, după aceea am desfăcut și am găsit că răspunsul ar fi N supra N plus 1. Răspunsul ar fi N supra N plus 1. Și pe urmă, datorită faptului că noi știm foarte bine acum, suntem în posesia unui instrument matematic foarte valoros, acela al inducției matematice, nu? Am apelat la acest principiu al inducției matematice și am dovedit că ceea ce am găsit e corect. Iar corect, puteam opri, să nu mai fi făcut inducția. Puteam să mă fi oprit aici. Este egal cu N supra N plus 1. Dar am vrut ca și exercițiu să facem asta. Ca antrenament. Am dorit, urmă, să dovedim, folosind inducția matematică, că este un lucru corect. Și ați văzut. Inducția presupune, nu? Cele două etape. Etapa de verificare și demonstrație. Etapa de verificare înseamnă particularizare și am văzut că aveți greutăți. N-ați înțeles ce înseamnă particularizare. Deci când se dau, îi dăm în valori de 1, 2, 3, scrie exact ce devine predicatul respectiv în situația particulară. După care, de fapt, când trec la pasul 2 la 3, la 3 la 4, la 4 la 5, observ că mă bizui pe ceea ce am făcut mai înainte. Uitați, toată suma asta în absolut mai cap. Și ar fi însemnat să aduci în același numitor, de la un capul la altul. Ar fost foarte greu. Atunci, eu știu că asta de așa e făcută și cât este. Este 4 pe 5. Și cât mai adaug cu asta și atunci văd exact dacă este identitate. Și este. Pentru că așa voi face și în clipa în care trec de la pasul K la K plus 1.
text de, când voi dovedi pe PDK plus 1, când fac, nu? Când voi dovedi pe PDK plus 1 aici, eu mă voi folosi în demonstrația lui PDK plus 1 de cine? De PDK. Încă toată bucata asta, toată bucata asta, nu, nu calculez eu din nou, ci ea este de așa făcută de mine, ca supra K plus 1. Și atunci, PDK plus 1, în situația în care mă folosesc de ceea ce am făcut mai înainte de PDK, va fi ca supra K plus 1 plus ce mai adaug acolo, o identitate pe care, o relație pe care vreau să o arăt că este adevărată. Și lucrez la ea până când constat că este adevărată. Am arătat de astfel că PDK plus 1 este adevărată, dar de fapt eu am arătat PDK implică PDK plus 1. Adică am dat pasul de la un anumit moment, îl ajută pe următorul. Da? Pe următorul pas. Și când reușim chestia asta, deci demonstrația este riguros dusă la capăt, putem să facem afirmația că este predicatul acela este universal, sau propoziția respectivă este universal valabilă și permis să spun oricare ar fi natural. Haideți să pornim mai departe și să calculăm acum ce credeți că vă propun să calculăm. Cealaltă sumă. Deci mai avem câteva sume acolo bune, alte, destul de interesante sunt toate sumele acelea care avem de calculat. Și aș dori să încercăm să vedem cum reușim să calculăm și sumele celelalte. Mai să punem cu a doua sumă. E sumă de la K egal cu 1 până la N din cine? Din 1 supra 4K minus 1 pentru că 4K plus 3. Ia să vedem cum credeți că o să facem. Sigur, dacă o desfășor, dacă o desfășor, nu reușesc să, adică să văd cam cum este ea, nu ca și sumă acolo. N-am cum, trebuie să mă ocup de termenul de subsumă și să-l aranjez, ăsta e visul meu, să-l aranjez ca o diferență de termeni consecutivi. Deci luăm deoparte 1 supra 4K. Sumă pe lângă 4K plus 3. Da. Egal, visez la două fracții. Nu? Două fracții. 1 supra... Ia, pune tu 1. 1 supra cât? 4K plus 1. Da. Minus, minus, nu ori. 1 supra 4K plus 3. E, să vedem. Poate are mă rog. Să probăm, nu știu dacă e bine aici. Pune semn de întrebare că n-ai verificat. Adu-l acela zmitor să vezi ce se întâmplă. Ia uitați. E 4K plus 3. Da. Pe lângă minus 4. Dar nu mai pune paranteză, e de prezos. 4K plus 3 minus 4K. Nu e adevărat minus 1, că minus ne face să schimbă semnul. Plus 1. Fii atentă, că ești la capul. Supra 4K minus 1. 4K plus 3. Da. Minus... Minus ce? 4K minus 1. Ce faci tu? De ce nu vrei să mă ajuți? Vă mulțumesc, poftim la loc. Păi cum să spui minus aici? Ai adus acel ajutor, cu numitorul comun. De ce minus aici? Ce înseamnă? De ce spui minus aici? Nu se poate. Deci fii atentă dacă ieși la tablă, trebuie să fii foarte atentă, nu stai așa acasă. 4 ca, 4 ca să duci, vine 4 supra. Nu mulți, că nu mă frământă problema să nu înțești. Pe lângă 4 ca plus 3. Când trebuia să-mi dea mie? N-am acum. Dacă eram așa de a... No, da. 4K pătrat minus... 4K plus 3 minus 1 sau 4K minus 1. Păi, neapărat numitor, una trebuie să iei 4K minus 1. Obligator trebuie să iei, da. Doar așa. Și alte 4K plus 3, nu pot altfel. Nu. Dar ghinionul este că nu-mi dă 1 și îmi dă aici cât 4. Dacă aș fi fost pe fază și
Și puneam aici unul pe patru. Unul pe patru. Care s-a fi păstrat unul pe patru. Și aici vine atât unul pe patru. Patru cu patru simplifică. Deci este extraordinar. Fiindcă am descoperit că e patru sus, nu e nimic. Pun unul pe patru pentru că e toată chestia asta. Da? Deci noi am luat o la întâmplare aici, că nu prea mi-a dat mie clar cum să fac. De fapt am sperat. Pe modelul exercițiului trecut, când am avut cât cap pe lângă capul sus, nu? Că a mers foarte repede, foarte ușor. Când am zis unul supra, cam minus unul pe capul sus. Dar de data asta nu mi-a ieșit jocul. Patru ăsta. Dar m-am descurcat foarte repede, când mi-a venit în minte ce se pune aici. Unul pe patru pe lângă. Și acum patru se vede cu patru. Deci cum este corect? Cum este corect să spun aici? Cum este, deci este egală cu, și nu mai pun semnul de întrebare, 1 pe 4 pe lângă bucata asta. 1 pe 4 pe lângă bucata asta. În mod sigur acum este corect. Dacă veți încerca să aduceți la același mentor, ce se va întâmpla acum? Apare 4 și 4 simplifică cu 4. Așa încât aici poți să continui egal cu sumă de la K egal cu 1 până la N din 1 pe 4 pe lângă? Pe lângă 1 supra 4 ca 1 da. Minus 1 mai repede. 1 supra 4 ca plus 3. Așa. Deci 1 pe 4 pe lângă 1 pe 4 ca minus 1 pe lângă minus 1 pe 4 ca plus 3. 1 pe 4 ca și constantă este un factor. Deci egal mai dedesubt cu 1 pe 4 pe lângă. Aducem la același numitor. Păi, mă, că aduc la același numitor, să greșiți. Aduc la același numitor, vine 4 pe 4, se devine cu 4 ceași, este ca să vină de aici, nu e plecat. 4 ca minus 1, minus, da, eu am zis sumă. Deci 1 pe 4 aici stă în față, constantă, ori sumă, de la care egal cu 1 până la ea, din 1 supra cât? 4 la K minus 1, minus? Minus 1, frapat, K minus 3, 2, 3. 2, 3. Da. Și egal cu... de la K. Acum să desfășurăm suma. Deci începe să dă o ca valoare. Deci vine 1 pe 4 pe lângă. 1 pe 4, tot pe lângă. 1 supra. Păi da, nu ești atât. Păi desfășurăm, îi dăm o ca valoare cu 1, 2, 3. 4, da. 1 pe 3. De ce 1 pe 3? 4, 1, 4, minus 1, 1 pe 3. Minus 1 pe? Supra 7. Da. Plus. Plus. Asta e obținut pentru K egal cu cât? 1. Pentru K egal cu 1. Plus. Ca 1 facem acum? 2. 2. 1 pe 7. Minus 1 pe? Supra 11. Da. Asta pentru K egal cu? 2. 2. Plus? Plus. 1 supra 11. Da. Minus 1 supra 5. 14. 14. 14. Plus și mai departe plus puncte, puncte. 15. Pe 1 pe 4, pe 15. 15, mă. Auzi. Plus puncte, puncte, în sfârșit, ca o devine cât acum? El. Deci vine cât? 1 supra 4N minus 1. Minus? Minus 1 supra 4N plus 3. Închide paranteza. Egal. 1 pe 4 pe lângă. Cât? Hai. 1 pe 3. Da. Se simplifică. Se reduc, da? Se reduc. 4 minus 1. Da. Și rămâne minus 1 pe? 4 minus 3. Egal mai departe, adus la același viitor, egal cu 1 pe 4 pe lângă. 4 e...
4 n plus 3 minus 1. Deci, ce minus 1 minus 3 ne aduce acolo la acea metodă. Supra 3 pe lângă 4 n minus 3. Plus 3. Și gamele parte cu 3 cu minus 3 se reduc. 3 care? 3 cu minus 3. Și 1 pe 4. Nu mai are rost paranteza, mulți cu 4 n. 4 n. 3 pe lângă 4 n plus 3. Se reduce 4. Se simplifică. Reducem, spune, da. Plus cu minus. Da. Și egal cu n pe lângă n. Este sus. N supra 3 pe lângă 4 n plus 3. Iată că am găsit cu cine este egală suma aceasta. Deci, în clipa de față, suma din 1 supra 4 cam, care înseamnă desfășurat, care înseamnă desfășurat așa, 1 supra 4, 1, 4, minus 1, 3 ori 7, plus 1 supra 7 ori 11, plus 1 supra 11 ori 15, plus puncte, puncte, plus 1 supra 4n plus 4n minus 1 pe lângă 4n plus 3. Deci suma asta egală cu ce am găsit acum, cu n supra 3 pe lângă 4n plus 3. Și acum aș vrea să arăt că asta este corectă folosind inducția matematică. Mulțumesc, profesorul Aloc. Să iasă, hai tu, te rog, la tablă repede. Deci, vrem să dovedim că a făcut un lucru bun folosind deducția matematică. Să notăm cu PDN acest predicat și prima etapă... Verificare. Deci, notăm 1, verificare. Verificare. Pentru n egal cu 1, PDN devine. Ce devine? 1 4. Așa, vezi, vezi care e ultimul termen. 4 ori 1, 4 ori minus 1, 3 ori 7. 1 supra 3 ori 7 care e chiar prim. Da, 21. Nu, nu mă interesează. Lasă 3 ori 7 este egal cu? 1 supra 3 pe lângă? 7, 3 ori 7. 3 ori 7, sigur, de 1 supra 3 ori 7, asta înseamnă că pe de 1 este adevărat. Pentru e egal cu 2, ce devine? Hai să vedem repede. Devine 2. Înseamnă? Devine 1 supra 8 7 ori 11. Dar scrii 2 până la 7 ori 11. 1 supra 3 ori 7 plus 1 supra 6 plus 2 7 ori 11 egal cu 2. Da. Supra 3 ori 11. Să vedem dacă nu, pe asta e de aceeași chestie, 3 ori 7. Să vedem, numitorul comun este 3 ori 7 ori 11. Amplificăm aici. Aici e 3, da? Amplificăm acolo cu cât? Cu 11. Așa. Aici cu 3. Și aici cu 7. Și avem 11 plus 3 egal cu 7 ori 2, 14. Da. Și adevărat. Da. Deci pe de... Păi este adevărat. Pe de mai adevărat. Pe de minimal cu 3. Ce devine? Pe de 3 devine? 1. Supra? 3 ori 7. 1 supra 3 ori 7. Este în tot felul. 1 supra 6 ori 7. Plus 1 supra 11 ori 15. Până aici este cea de mai sus. 2 supra 3 ori 11 plus 1 supra 11 ori 15. Așa este. Să fie egal cu... Dar n-am spus cu cine este egal, așa am uitat să spun. Egal cu 3 supra 3 pe lângă 15. 4 ori 3, 12. Și este corect. Trebuie puteți simplifică și face 1 pe, să fie egal cu 1 pe 15.
numitorul comun este cât acolo. Nu mă interesează că nu trebuie să mulțești. Și vedem că e 11, ori 3, ori 15. Deci aici amplificăm cu 15, aici cu 3, și din coace cu cât? Cu 11. Și ar veni echivalentul 30 plus 3. Cu 11 s-ar veni și ceva. Nu. Ia să vedem unde s-a greșit. Care știu că este egal cu 2 supra 3 ori 11. 11 ori 15, da. Ia să vedem. 11 ori 15 egal cu 3 ori 4 ori 3, 12 și dăm 3. Deci 15. Da. E bine. 3 pe 15. Păi vedem o dată, cu calm. Deci aici am amplificat cu cât? Cu 15, așa, dincolo cu 3, și aici cu 11 ori 3. 11 ori 3. 11 ori 3. Și acum e 33 egal cu 13. 3 de 3 este adevărat. 3 de 3 este adevărat. Asta am verificat. Nu? 1, 2, 3. La pasul 2. Demonstrația. Presupunem. Adevărat. Presupunem că P de K e adevărat. Și o să scriem. O scriem 1 supra 1 supra 3 ori 7 plus 1 supra 7 ori 11 plus și așa mai departe plus puncte puncte 1 supra 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3 este egal cu K supra 3 pe lângă 4K plus 3. Deci presupunem că P de K e adevărat. Adică am ajuns până la pasul. Dacă întrebăm P de K plus 1 o fi oare adevărat? O fi adevărat. Dar cine este ea? P de K plus 1 este. Să vedem. 1 supra 3 ori 7. 1 supra 7. Plus 1 supra 7 ori. 1 supra 7. Plus puncte, puncte. Scrie-o și pe asta. Scrie-o și pe ea. 1 supra. Un pic mai încolo. Scrii și pe aia și până să scrii pe următor. 1 supra 4K minus 1 pe lângă 4K plus 3 plus 1 supra 1 supra. Aia, ăsta face 4K plus 3. Dacă nu crezi pe K plus 1, vine 4 pe lângă K plus 1 minus 1 face 4K plus 3. 4K plus 3 pe lângă asta de aici va face 4K plus 4 plus 3. 4K plus 4 plus 3, 4K plus 7. 4K plus 7 este egal cu K plus 1 supra 3 pe lângă 4K plus 7. 4K plus 7, că mă înlocuim de K cu K plus 1. Dar dacă K asta de aici o știu deja, este cea de sus, este K supra 3 pe lângă 4K plus 3. Așa. Este egal. Nu e egal, ci mai este adunat. Da, adunat cu 1 supra 4K plus 3 pe lângă 4K plus 7 e egal cu K plus 1 4K plus 7 4K plus 7. Numitorul comun aici 4, 3 pe lângă 4K plus 3 pe lângă 4K plus 7. Exact. Deci amplificăm aici cu 4K plus 7. Bun. 3. Cu 3. 4K plus 3. 4K plus 3. Și de P de K plus 1 devine, hai să scrim așa, P de K plus 1, două puncte. P de K plus 1, nu așa sus, K plus 1, jos, da. P de K plus 1 devine. 4K plus 7. K pe lângă 4K plus 7. Plus 3. Egal cu? Egal cu K plus 1. Da. Pe lângă 4K plus 3. 4K plus 3. Echivalentul? Ia să vă văd. 4K pătrat plus 7K. 4K pătrat. Îți faci mai repede. 4K pătrat plus?
7 plus 3. 7 ca plus 3, da. Egal cu 4 ca pe 4. 4 plus 3 ca plus 7 ca. Da. Plus 3. Plus 3. Adică spune, B de K plus 1 este adevărat. Nu mai rămâne cu semnul de întrebare, da? Da. Deci este adevărat. Dar cum ai dovedit? B de K este implică. Am arătat că B de K implică B de K plus 1. Asta, dacă am arătat, dacă am arătat chestia asta, înseamnă că îți permit să spui că B de N este adevărat. Din stat, cum am acum, da. Deci, propoziția aceasta este universal valabilă. Care este propoziția? Să o scriem. O scriem. Acum o scriem. 1 supra 3 ori 7. Asta este. Mai jos scriu și ca să ai spațiu. 1 supra 3 ori 7. Plus 1 supra 7 ori 11. Plus 1 supra 11 ori 15. Plus, și așa mai departe, plus 1 supra 4 e minus 1. Pe lângă 4 e în plus 3. Este egal cu, acum, este egal cu n supra 3 pe lângă 4 e în plus 3. Da. Și cu asta am dovedit că această relație este adevărată, nu? Oricare ar fi n din n stea. Dar noi o dovedisem mai înainte, fără să facem uz. Nu știam ce rezultat. Nu știam că este egal cu nu supra 3 pe lângă 4 e plus 3. N-am știut lucrul acesta. Însă abia după ce am calculat suma, am găsit răspunsul și urmă am folosit inducția matematică pentru a arăta că ceea ce am găsit este corect. Atenție mult, am făcut deja două exerciții. Deci, uitați care e tehnica. Se calculează, se găsește răspunsul la suma aceea. Cum am găsit atât în cazul de înainte, 1 supra K în capul 1, că și aici, răspunsul a fost 1 supra 3 pe 4, 1 plus 3, urmărind o tehnică, urmărind un lucru foarte clar. Nu v-am putea să desfaceți suma asta, că deja vă desface, sau pe asta. Ci, a luat termenul de aici, și îl aranjați ca o diferență de termeni consecutivi. Ați văzut, da? După care, dacă ați ghicit foarte bine desfășurat, ați ghicit desfășurarea, diferența aceea, dacă ați ghicit-o, urmă, vă desfășurați, ei se reduc 2 câte 2 și găsiți răspunsul. Și după ce ați găsit răspunsul, treceți și dovediți prin inducție relația respectivă. Deci nu puteți să faceți deodată prin inducție nici aici, nici aici. Nu știți cine este egal suma. Deci trebuie mai întâi să găsiți suma. Deci eu urmăresc și altceva prin exerciții care le-am dat aici. Să calculați sume. Urmăresc să descoperiți cum se calculează sumele. Adică trebuie să știți foarte bine că termenul de subsumă se aranjează ca o diferență de termen consecutiv. Și fiindcă sunt aici greutăți, în clipa de față, avem greutăți în descoperire, o să vă ajut eu. Și iată, am să vă dau la prima sumă, sumă de la la următoare, există sumă de la K egal cu 1, până e din 1 supra 2K minus 1 pe lângă 2K plus 1, vă spun că este egal, ca și în formă de scriere, sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 pe 2, pe lângă. 1 supra 2K minus 1. 1 supra 2K minus 1, minus 1 supra 2K plus 1. Deci v-am ajutat eu cu descompunerea asta. Acum, ies 1 pe 2, desfășurați suma și vezi că se răspunsul. Pentru celălalt, pentru suma următoare, sumă de la K egal cu 1 până la N, din 1 supra K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2, veți procede așa. Se ia termenul de subsumă, 1 supra K pe lângă K plus 1 pe lângă K plus 2 și munciți
Și sper să reușim să aranjez ca o diferență de 2 teme consecutive. Un plan viitor să fie cap lângă cap plus 1. Deci, la ora de fracție să fie cap lângă cap plus 1, iar la cealaltă fracție să trecem pe ăsta în cap plus 1. Și loc de cap va fi cap plus 1, cap plus 1, pe lângă cap plus 2. Deci numitorii avem. Acum, dacă a dus la același numitor, aici am amplificat și cu K plus 2 și ne coace cu K. Și când mai scăderea dă 2. Nu ne dă 1. Și atunci ce facem în față? Deci punem 1 pe 2. 1 pe 2 pe lângă 1 minus 1 pe. Iată desfășurarea corectă. 1 pe 2 pe lângă 1 supra K pe lângă K plus 1 minus 1 pe K plus 1 pe lângă K plus 2. Și urmă, sumarea va merge foarte frumos. Acasă vă veniți la următoare sume. Sumă de la K egal cu 1 până la el din 1 supra, să spunem 5K minus 1 pe lângă 5K minus 1 pe lângă 5K plus 4. 5K minus 1 pe lângă 5K plus 4. Iar trebuie luată acest termen, desfăcut, vedeți ce joc merge acolo, cine este cel care, ce număr vă trebuie în față acolo și veți găsi răspunsul, după aceea, 1 pe 5 să simte. Vine 1 pe 5. Așa, și veți reuși și la aceste exercițiu să faceți, să găsiți rezultatul și primul dovediți prin inducție că ați făcut o treabă bună. Asta am vrut să vă atrag atenția astăzi, în lecția de astăzi, și anume, cum calculăm sume și pe urmă să ne verificăm prin inducții. Calculăm sume, ne verificăm prin inducții. Și în felul ăsta face și antrenament la principiul acesta a inducției matematice. Cam asta a fost obiectivul pentru astăzi. Da. Da. Deci e sfârșitul, nu? Prinde și un pic clasa. Da. Deci atunci, pe data următoare, veți avea și sumele care acestea și exerciții care le-am dat acolo, da? Din manual, la pagina 100 cât? 1 pe M indecidat, mai întâi să vă apăr pe M indecidat. De ce poate să avem pe M? Următoare. X porțin de alfa plus Y porțin de alfa egal cu 0. X o țin de alfa, plus Y o cos de alfa, egal cu 0. Scoate aici de Y cos alfa și urmează. Y cos sinus alfa este egal cu minus X sin alfa. Adică Y egal cu minus sinus alfa supra cos de alfa. Un X